Haideți să stăm înaintea cuvântul Dumnezeu și vom citi primele trei versete din Epistola Sobornicească a lui Iuda. Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de oștite, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Amen. Ocupăm locurile. Epistola lui Iuda a fost scrisă în jurul anilor. 66, 68, alte surse spun anii 80, după Hristos. El se identifică ca și fratele lui Iacov, dar Iacov era fratele Domnului. Deci era din familie, dar din modestie el păstrează numele Domnului Isus Hristos și se relatează față de el ca și Domnul, nu spune fratele meu, da? Domnul Isus Hristos, pentru că uh, această scriere este o scriere pentru suflet, o scriere spirituală, nu o filă neapărat de istorie. Și el rămâne la felul acesta smerit și aș vrea să vă spun că asta caracterizează pe oamenii Domnului. Uh, sunt oameni smeriți, oameni care își cunosc locul în care trebuie să stea, pentru că își dau seama că sunt eficienți în lucrarea care o fac dacă rămân în locul unde sunt așezați. Iuda nu este unul din cei 12 apostoli. Iacov este. Din sursele care le-am verificat, el era un evanghelist, un propovăduitor care Mergea deja în bisericile formate și propovăduia Evanghelia și se bucura de, de mult respect în bisericile unde el mergea, probabil pentru că era frate cu Iavă, probabil mulți știau că este frate cu Domnul și spunea, ceea ce spune are toate informațiile astea din surse, exacte. Și el scrie o, o, o epistolă care nu o direcționează celor din Corint, celor din Efes. Ci el scrie o scrisoare care o adresează tuturor. Din punct de vedere teologic, putem să spunem că este o a, epistolă catolică, adică a, care este direcționată către toți. Catolic înseamnă Biserica lui Hristos de pe tot pe pământul am propriu luată de uh, biserica tradițională. Acum, uh, el scrie lucrul acesta și face o atenționare. Dacă ar fi să împărțim această epistolă, are 25 de versete și dacă uh, Domnul ne dă har în această dimineață, am vrea să acoperim uh, cele 25 de versete. Dacă ar fi să o împărțim, personal aș împărți-o în trei mari secțiuni. Prima ar fi o atenționare. Aveți grijă. Când mergem cu mașina, mergem cu mașina prin oraș, da? conducem, din când în când vedem așa un semn. Da? Un semn al exclamării. Ai grijă, atenție. Da? Mergem pe aici cu un Atenție că sunt canguri. Atenție. Sunt lucruri de atenționat și ele sunt specifice. La un moment dat mergem și spunem, aveți grijă în zona asta, nu te poți asigura în oglindă și atunci ai blind spot, da? adică fii, fii mult mai vigilent ca și de obicei, de ce s-ar putea să virezi, să crezi că nu-i nimeni și să atinge o mașină. Ni s-a mai întâmplat lucrul ăsta, nu? După felul în care zâmbiți, îmi dau seama că s-a întâmplat. Și felul în care el își începe această epistolă, vine și spune așa, am vrut să scriu ceva, dar în momentul în care, parafrazez aici, m-am așezat ca să scriu, m-am simțit silit și redirecționat să scriu altceva. Am vrut să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, am vrut să vă scriu lucruri care aproape le știți, dar acum, și vine și spune, versetul 3, m-am văzut silit să vă scriu și să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Deci, a lupta este o chemare, un angajament. Există un pericol pentru care trebuie să ne împotrivim și să luptăm. Apoi, o a doua parte a acestei epistole ar fi anatomia ereziilor. Care este anatomia ereziilor? Ele sunt doctrine false. Lucrul acesta, vedem că de la începutul bisericii a existat și biserica a fost asaltată de doctrine false. Apoi, vedem din, din epistola aceasta lui Iuda... că doctrinele false au o metodologie și metodologia lor are efecte destructive în viața spirituală a celor care le împărtășesc și le acceptă. Apoi vedem falsitatea lor, au un caracter fals folosindu-se de paragrafe, folosindu-se de adevăr. Și apoi vedem că erezile au o hotărâre de pedeapsă din partea Domnului. Și apoi partea a treia, a, a, Iuda vine și spune, vă îndemn în situația asta să vă întăriți ca să puteți să luptați. Și spune antidotul care trebuie să luăm fiecare dintre noi împotriva ereziilor. Zidiți-vă sufletește, rugați-vă prin Duhul, ne rugăm cu mintea, ne rugăm și prin Duhul. Amin? Păstrați-vă în dragostea Domnului. Am putea să predicăm o predică întreagă doar despre asta. Așteptați îndurarea și binecuvântarea Domnului. Mustrați pe cei ce se despart de biserică urmând alte învățături. Și căutați, dacă este posibil, să salvați, să mântuiți pe unii dintre ei care, pentru că cei care se lipesc de învățături false, s-au bătut de la adevăr și sfârșitul lor este unul tragic, trebuie să fie salvați. Spune cuvântul Dumnezeu, ne băgăm mâna în foc pentru unii și să-i scoatem de acolo. Și un lucru foarte important, să ne ferim, feriți-vă de compromisuri. A, e bun și aia că și ei tot din Biblie vorbesc. Acum, dacă ar fi să citim de la 1 la 9 și haide să citim, este o dimineață de studiu biblic, haide să deschidem scripturile. Am citit deja până la versetul 3 și mergem mai departe. Și spune așa, căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni nevlavioși, care schimbă în desfrinare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Isus Hristos. Vreau să vă aduc aminte măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul după ce a ispră a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului în urmă, a nimicit pe cei ce nu au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe ingerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile împrejurite lor, care se dăduseră și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pe deapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia tăiați, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și batjocuresc tregătorile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară și doar a zis, Domnul să te mustre. Am citit partea aceasta pentru ca să vedem uh, atenționarea care o face uh, uh, Iuda. El vine și spune, aveți grijă. Pentru că... Uh, Spunea cineva, zice, eram în avion, eram în avion și mergeam la o conferință. Și după ce stai în avion cu cineva care e lângă tine, deci e așa de aproape încât îl lovești mereu cu cotul, da? Știți lucrul ăsta, da? Deci, un spațiu foarte mic. La un moment dat, cine sunteți, unde mergeți? ce? mă duc la o conferință. Ce fel de conferință? Păi sunt creștin, mă duc la o conferință, ne adunăm acolo, ne bucurăm împreună. Ce vedeți cum lucrează Dumnezeu? Zice, și eu tot la o conferință mă duc. Deci dar din ce confesiune sunteți? Păi din confesiunea asta. Sunteți rătăciți. La noi confesiunea e așa, e așa, e așa. Noi acceptăm și pe budiști și pe musulmani. Noi mergem așa, așa, așa. Și a zis el, a, da, sunteți greșiți. A, nu. Zice, vedeți, noi zburăm acum la Chicago. Da? Dar zburăm din New York la Chicago. Da? Dar alții vin la conferință din Portland și tot la Chicago ajung. Alții vin din Atlanta și tot la Chicago ajung. Păi așa e și cu cerul. Fiecare merge pe un drum, dar tot în cer ajunge, tot la, la veșnicie ajunge. Dar nu este așa. Nu este așa. Trebuie să fim atenți. Pentru că luând anumite devieri, nu mai ajungem nu mai ajunge. Am mers într-o zonă și era drumul în lucru. Și la un moment dat și a Ditur. Am luat-o în dreapta unde a zis diturul. Am mai văzut o tablă, ditur, am luat-o în stringa. Am mai văzut o tablă în dreapta, ditur. M-am dus și tot m-am dus, tot m-am dus și n-am mai văzut nicio tablă. Și la un moment dat m-am oprit și am zis, nu știu unde mă duce diturul ăsta, că s-ar trebui să caut direcția, da? Nu știu, au uitat să o pună, a căzut jos, n-am văzut-o. Da? Și am pus GPS-ul și a zis, oh, întoarce-te. Și mi s-a lungit drumul cu încă 15 minute, da? ca să ajung la destinație. De ce? Pentru că am luat un ditur care era aproape, da, nu te vei rătăci. Ori de câte ori luăm un ditur din ceea ce ne învață Scriptura, din direcția învățată de Domnul nostru Isus Hristos, rătăcim și nu mai ajungem la destinație. Domnul să ne păzească de lucrul acesta. Acum, când El vine și spune, trebuie să vă luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Probabil pentru generațiile mai recente, mai tineri, odată pentru totdeauna nu face mare sens. Ce înseamnă asta? Odată pentru totdeauna. Ceva care a fost dat și nu se mai dă și a doua oară, rămâne valabil până când? Pentru totdeauna. Forever. Da? Odată pentru totdeauna. Asta înseamnă că noi avem de luptat ca să păstrăm Unicitatea planului de mântuire a lui Dumnezeu. Trebuie să luptăm pentru a păstra originalitatea. Dacă citim în Romani 5, dacă se poate pune, Romani, capitolul 5, versetele 8 la 11. Dar Dumnezeu și arată dragostea față de noi, prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Mai departe. Deci cu atât mai mult, acum când suntem socotiți neprioniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrășmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem îmbrăcați cu El vom fi mântuiți prin viața Lui, slăvit să fie în numele Domnului. Unicitatea acestui mesaj, ea rămâne valabil, ca și oameni ne plictisim. Ah, it's boring. Asta nu e boring, trebuie să repetăm în fiecare zi. De ce? Pentru că este mesajul unic. Autoritatea dumnezeiască a Lui Isus Hristos. Sigur, Atacul întotdeauna este la autoritate. Vedeți ce face Israelul acum în războiul ăsta. Tot omoară pe șefii ăă uh, uh, și ceilalți, da? De ce lovește autoritatea? De ce? Pentru ca ceilalți care sunt uh, sub autoritate să fie în uh, disarray, ca să, fie, uh, să nu mai poată fi organizați. Cine este autoritatea bisericii? Isus Hristos Domnul. Cine este capul bisericii? Isus Hristos Domnul. Ce suntem noi? Trupul Lui. Biserica este trupul Lui Hristos. Deci cine este autoritatea, capul? Iisus Hristos. Unde vin loviturile? Loviturile. La autoritatea Domnului nostru Iisus Hristos. Vorbeam cu musulmani, de zice, o, oh, Iisus a fost și el un profet. Nu, zic, este Fiul Lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din... voi, oh, no. voi, nu, nu poate, nu poate. Stăm de vorbă cu frații din biserică și vorbim despre Trinitatea Domnului. De, de, Trinitatea, Trinitatea ca și uh, Dumnezeu este triunic. Oh, oh, stai un pic, oții, e, e prea greu de înțeles. Îl acceptăm pe Dumnezeu ceea, este, ceea ce este sau îl reinventăm? Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Slăviți să fie numele Domnului! să nu reinventăm, că după aia s-ar putea să deviem, facem detour, da? Să știți că a păstra lucrul acesta trebuie să ne echipăm. Am stat de vorbă cu cineva care avea o învățătură foarte stranie, am stat de vorbă cu ei și Orice argument aduceam, ei aduceau 10 argumente împotrivă. Am continuat, aduceam un argument, după care am zis, după două ore de discuție, am zis, atât ați vorbit încât pe mine nu m-ați lăsat să vorbesc, ce-ar fi să mă lăsați și pe mine să vorbesc și să aduc și eu 10 argumente la fiecare afirmație care voi o faceți. După ce am epuizat toată luața, am ajuns la capitolul, au început de la început pentru că nu mai aveam nimic de spus, da? Au început de la început și de la început și de la început și orice am spus nu putea să fie acceptat pentru că este greu văzut. Și aici aș vrea să vă spun că caracterul sau portretul persoanelor acestea rău intenționate este în felul lor, sunt, sunt oameni care se strecoară în trupul bisericii. Ei se strecoară în trupul bisericii. Ajung în trupul bisericii. Și din poziția aceasta încep să facă de mici. Încep să au metode. Prima dată se infiltrează celulele canceroase. Ne-am rugat pentru cancer. Știu când am fost identificat cu boala asta și am mers la doctor. Zice, Dorel, totul a început de la o celulă mică rebelă. După care, lângă ea s-a mai lipit încă una rebelă. Și lângă ea s-a mai lipit încă una rebelă. După care i-au zis, hai să atacăm funcțiile organismului, da? Ne punem lângă o sursă de sânge, ne alimentăm bine și de acolo mai adunăm în jurul nostru până când se formează un ganglion. Da? Tot astfel, erezile cele mai efective sunt dinăuntru, nu din afară, dinăuntru. Când oameni cu care te-ai rugat, ai cântat, ai plâns, te-ai rugat împreună, cu... dintr-o dată zice, băi, de ce ni s-a ascuns adevărul? Domnul, avem un. Și atunci încep să, să. Dar Biblia ne spune despre ei că sunt niște stânci ascunse. Ce înseamnă asta, stânci ascunse? Sunt în apă, sunt între noi, da? Dar sunt ascunse. La ce se referea lucrul ăsta? Când nu era radar, nu era sauna, cei care mergeau cu bărcile pluteau într-un necunoscut. Aveau din când în când, în stânga, în dreapta, în față, oameni care se uitau ca să nu lovească stânci, pentru că în apă sunt stânci care sunt la un jumătate de metru sub nivelul apei. Și dacă barca ajunge acolo, ce se întâmplă? Este lovită, intră apă și se duce la fund. Ne aducem aminte de Titanic. Titanicul a lovit un iceberg mic, ei așa l-au văzut mic, dar de desubt era ascuns, era mare. Și când s-a lovit de el, ce s-a întâmplat? S-a făcut un demici ireparabil și Titanicul s-a scufundat. Deci sunt niște stânci ascunse. Sunt în mediu, dar sunt înascunse și au o capacitate de a face damage. Pentru că ei nu se mulțumesc să ajungă ei la, la această așa numită descoperire, ci încep să o evangelizeze, să spună și la alții. Și cei care sunt neavizați, cei care sunt nepregătiți pentru asta, cei care sunt la începutul drumului lor și uitați-vă că... Cel mai mare demig îl face și vedem și în biserica noastră, în istoria bisericii noastre. Am văzut tineri care au venit, au vorbit, au predicat și deodată ceva s-a întâmplat cu ei. Și când ai de ei, sunt deja infectați. Domnul să ne păzească de astfel de lucruri. Apoi vine și spune că sunt niște nori fără apă. M-am gândit așa la la calitatea norilor. Am zis, mă, dar cum nori fără apă? Cum sunt ăștia? În mediul unde lucrăm noi, din când în când, sunt nori de praf. Da? Nori de praf. În când se construiește ceva, vine un escavator, da, nivelează acolo, pregătește, și se ridică un nor de praf și mare, nu, nu vezi, e ca o ceață. Ei, dar din el nu cade o picătură de apă, trebuie să purtăm ochelari, mască, da? ca să uh, nu inhalăm lucrurile astea noi. Nori de praf. Adică norii promit ceva. Nu? Norii promite apă, va ploa. Da? Vedem că vine, da, vremea vine așa dinspre, din partea aia, da, dinspre uh, uh, Adelaide și când vine, vin nori, zic, oh, o să plouă, dar de unde? Păi uite acolo, da. Dacă ai un prieten care lucrează dincolo de City, îl întreb, la voi ajuns? Da, bun, într-o oră ajunge și la noi. Da, știm deja cum, cum, cum merge vremea. Da? Dar când vezi un nor și din el nu cade nimic, ba trebuie să te ferești el. Ca da? să nu te ia tusa, să nu fii da? nor de praf. Și apoi spune cum Dumnezeu de două ori morți. De două ori morți. Nu știu cum e aia. Nu știu cum e aia. E, e grav. Deci să fii mort, de două ori mort. Versetul 16 vine și spune: Ei sunt niște cârtitori nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Versetul 19. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care nu au Duhul. Un element esențial. Nu au Duhul. Dar dacă nu au Duhul, de ce sunt însuflețiți? Cine îi însuflețește? Cine îi mână încoace și încolo? Ce forțe au în spatele lor? Și cu tristețe spun lucrul acesta. În spatele învățăturilor și în spatele ereziilor sunt entități spirituale și sunt duhurile celui rău, pentru că nu au Duhul. Este o influență demonică. Trebuie să-i spunem pe nume, da? În dimineața asta trebuie să-i spunem pe nume. Suntem la capitolul ăsta o influență demonică. Care este caracterul vrășmașului nostru? Să mintă, să fure, să dezbine, să prăpădească, deci să facă damage. Și asta fac învățăturile false. Acum, dacă ne-am răspuns cel puțin la câteva lucruri. De unde vin învățăturile astea? De unde vin ereziile? Sunt un plan al diavolului de a distruge biserica? Folosesc tot felul de pilde și de expresii. Și aș vrea să vă spun una în această dimineață. Am stat de vorbă cu cineva și mi-a zis următoarea pildă. Zice, știți cum e... Deci gândiți-vă că într-o gradă sunt niște găini. Oh, mi-am imaginat niște găini. Deci ele văd cam așa, cam un jumate de metru, nici nu văd cât e de înalt gardul. Și nu văd altceva decât un gard tot în jurul lor, numai restricții, numai restricții, numai așa, și din când în când le se aruncă grăunțe și când le văd galbeni, ele le mănâncă. După care merg la culcare, dimineața se scot, deci, spațiul lor și perspectiva lor este una redusă. Și a zis, așa este biserica. M-a durut. Dar a zis ei, dar în momentul în care te ridici pe aripi de vultur, ai o altă perspectivă. Vezi casa, vezi țarcul, vezi găinile, dar vezi mai departe și ai o perspectivă mai largă. Și ce, noi suntem chemați ca să fim ca și vulturii, nu ca și găinile. Nu am știut ce să-i dau din Scriptură imediat. Am stat așa și m-am gândit și am zis, uite, -te, în primul rând, totul e greșit. Noi nu suntem găini, noi suntem o turmă și avem un păstor. Și păstorul care se îngrijește de această turmă este Domnul Iisus Hristos. Amen și în această turmă sunt miei, oițe și mielușei și el le poartă de grijă. Așa că analogia ta cade și este falsă. A tras aer și a zis, atunci să spun altceva. Și am zis, nu mai am nevoie. Dacă e una tot ca asta, nu mai am nevoie pentru că nu te mai ascult că e poluare fonică, ceea ce urmează să-mi spui tu. De aceea, unul din lucruri care trebuie să facem cu acești oameni care mereu și mereu să nu-i ascultăm. Eu spunea fratele Busuioc, stăteam de vorbă cu el când a fost ultima dată aici, am avut o discuție, și deci am fost într-un cadru oarecare și am început să vorbească, după care am oprit și am zis, opriți-vă. Dacă continuați cu asta, eu plec. Eu n-am venit să aud din astea. Pentru că acestea sunt erezii, sunt învățături stricate, sunt învățături care ne abat de dragostea lui Dumnezeu. Deci și-am pus capac, am luat o cântare, am cântat, ne-am rugat și am plecat acasă. Uneori trebuie să avem și atitudinea aceasta, pentru că uh, orice argument ia un contraargument și nu vor să fie învățați, ci vor să învețe. Deci nu-i asculta. Uh, fii vigilent. Îndepărtează te de ei. Dacă nu poți să-l salvezi. Folosesc această analogie. Dacă cineva este jos și tu stai în picioare pe scaun, și vrei să-l ridici pe El pe scaun. Tu ai 50 de kilograme, el are 50 de kilograme. Întrebarea este care pe care îl Poți să-l ridici sau el te trage jos. Deci, trebuie să fii conștient dacă poți să salvezi pe cineva sau te va trage și pe tine jos. Eram în România, am fost un grup de tineri mai mare, așa, și la un moment dat a pătruns o învățătură din asta străină între noi și ne-a durut pentru fiecare care a căzut. Și ei. Am mers cu un grup undeva la, în Mănășturi, era un shop numit Big, un shop așa mare, am mers acolo, era o tânără care căzuse, care a ajuns acolo și noi ne-am rugat și am postit și am mers să, o, să stăm de vorbă cu ea. Ea ne-a văzut, ne-a așteptat și a luat 20 de minute pauză, a venit, am stat toți la o masă și ea ne-a spus următorul lucru, am știut că veniți. Dar cine ți-a spus? A, am avut un vis. Așa, așa, pentru că în momentul în care ești supus unor influențe din afară, îți dă și vise, îți dă și înștiințări. Am știut că veniți, am stat de vorbă cu ea, a, nu, sunteți rătăciți, zice, deci mi milă de voi, o să ajungeți și ne-a spus exact unde ajungem. Am continuat să ne rugăm, după care uh, cineva din grupa a zis, mă, noi suntem prea slabi, hai să stăm de vorbă cu cineva. Și atunci era fratele Stan. am stat de vorbă cu el, a zis, bine, o să facem ceva pentru asta. Și uh, au intrat în luptă frați care erau echipați, care erau în stare să ridice pe cineva. Noi am rămas să ne rugăm, să postim. Și a fost o mare izbăvire când am văzut o, o biruință și, așa cum spune Cuvântul Domnului, o salvare din această situație. Acum, dacă lucrurile astea s-au întâmplat atunci, se întâmplă și astăzi. Ce avem de făcut? Unul din lucrurile care avem de făcut este să ne echipăm împotriva lor. Cineva s-a angajat într-o discuție din asta și eram și eu acolo, am reușit să-i opresc, după care am stat de vorbă cu fratele respectiv și sunt frate, dar da, tu știi? Cunoști teologia asta, cunoști învățăturile astea false. Băi, parcă le-am mai auzit. Și ești pregătit să răspunzi? Nu. Bun. Atunci am trimis 20 de pagini, referințe, pregătește-te. Pentru că nu poți să stai doar așa din amintiri, cu cineva care are uh, totul așa și uh, îți spune. Deci, în primul rând, echipează-te pentru ca să rămâi. Echipează-te, înarmează-te. Dacă ai de dus o luptă, trebuie să ne luăm toată armătura. Deci, în concluzie, trebuie să fim echipați, trebuie să fim vigilenți, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt de Duhul Domnului? Ce se întâmplă când ești plin de Duhul lui Dumnezeu? De la a doua frază care cineva ți-o spune, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ceva ce face? Îți spune, ai grijă. Dar dacă nu trăiești în plinitatea Duhului? Să nu dăm crezare la orice. Oamenii se plictisez și când au ceva nou, wow, ceva nou, o nouă revelație. Cam așa încep, o nouă revelație. După care vine și spune, de ce ne-ați ascuns adevărul? Uite, am aflat adevărul. Și nu mai pot să stai de vorbă cu ei. Nu dăm crezare la orice. Cercetăm, ne rugăm, ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Să nu ne unim cu ei. Să-i mustrăm, mustrarea noastră, așa cum am citit în cuvânt, Îngerul Mihail, când l-a mustrat, a zis Domnul să te mustre. Când mustrăm pe cineva, să intrăm în autoritatea Domnului și apoi să mustrăm cu numele Domnului, astfel de învățători, să nu ne expunem. Să luăm toată armătura, de ce? După ce ne vom împotrivi, să rămânem în Picioare. Doamne, ajută-ne. Acum aș vrea să citim partea asta că e foarte importantă, de la versetul 20 până la 25 și am ajuns la sfârșitul epistolei, care vine și spune așa. Că am, am, ce am frazat aici ca și concluzie, acum ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu. Dar voi, prea iubiților, Zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Amin. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați în durarea Domnului nostru, Isus Hristos, pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, dar alții iarăși fie vă milă, cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar acelui care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slava și măreție, aleluia, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în vecii vecilor, amin. Slăviți să fie numele Domnului! Să rămânem lângă Domnul, să fim vigilenți, să nu ne abatem de la adevăr, și dacă Domnul îngăduie, să salvăm pe unii care s-au abătut. Amen.